Bine ne-am regăsit. Mă bucur că suntem, zic eu așa de mulți, la sărbătorirea aniversării a 40 de ani de la înființarea Clubului de Turism Chindia. Pentru cei mai noi sau pentru cei care au mai uitat, revin cu o informație și o să insistăm puțin pe acest aspect. Clubul de Turism Chindia s-a înființat în 1983, în urma, să zic, deciziei, elanului unor pasionați de turism din întreg județul, dar în principal a unui nucleu de ghizi montani ai BTT-ului. BTT-ul, la nivel de țară și la nivel de Dâmbovița, avea o anume valoare. Se făceau periodic fel de fel de instruiri, ba la Costinești, ba la Izvorul Mureșului, ba la Părâul Rece, peste tot prin țară. Și în urma unei instruiri de acest gen, un echipaj mixt, trei fete, trei băieți, cele trei fete, Mariana Neață, Maria Gheorghe și Puiu Pușa Camelia, băieții Nicu Posta, Ilie Boboacă și Titi Drăguț. Echipajul acesta mixt, între ghilimele, i-a bătut pe ceilalți din țară, celelalte grupuri din țară, încât Johnny Baboș, care era tăticul mișcării turistice montane la BTT-ul Central, ne-a luat la mișto. Nu știu dacă se înregistrează tot, seara mai beam și noi o țuică și la o țuică Johnny Baboș ne ia peste picior. Bine, bă, are Tudor ăla de la, are hidrotehnica la Turnul Măgurele și voi la Coanele Munților nu faceți un club de turism? Și în acel minut am luat decizia să facem un club de turism. Ninel ne va spune detalii, câteva detalii legate de statut. Oricum, a fost o inițiativă bună și mă bucur că am reușit. De-a lungul a 40 de ani, suntem unul dintre cluburile cu mare continuitate la nivel de țară. Mă bucur că pe lângă agenția BTT Dâmbovița am reușit să rezistăm și să creștem. De ce insist pe agenția BTT Dâmbovița? Fiindcă sediul juridic al Asociației de Turism Chindia este la BTT, sediul juridic al Asociației Chindia Jurassic Park este la BTT și BTT-ul ne-a sprijinit logistic în toată această perioadă. Ca să nu mai vorbesc eu mult, fiindcă în general vorbesc mult, o să dau cuvântul domnului Marius Tănase, manager, director, președinte al BTT-ului Târgoviște. Și înainte și acum. Da, mulțumesc. Vreau să vă spun că am mare emoții când mă uit la dumneavoastră. Sper că îmi dați voie să stau și jos ca să fim la același nivel. Da, mulțumesc. Am mare emoții. Mie îmi place să vă dau mare, de-aia am stat în picioare. Am emoții pentru că vă văd pe unii dintre dumneavoastră, vă știu mai bine, pe unii mai puțin bine, pentru că anii au trecut și au spus și cuvântul. Nu de puțin timp, eu am făcut 50 de ani de BTT, deci m-am angajat în 1 noiembrie 1973. Deci am făcut 50 de ani de BTT, mulțumesc. Da. Deci, așa cum v-a spus și Nicu Posca... Sui ca se va consuma la munte, așa ai pierdut. Așa cum v-a spus și Nicu Posta, o să vă mai spună și Ninel și ceilalți de aici și dumneavoastră știți foarte bine, acest club de turism Chindia s-a născut, exact cum a zis și Nicu, ca o dorință a ghizilor de a avea o activitate mai laborioasă, mai constructivă, mai asociativă, care să ducă această activitate de turism cât mai departe și de a merge pe lângă școala de ghizi și prin, știți că se mergea pe școli, pe licee, prin unități și le vorbeam tinerilor despre ce înseamnă turism, cum se face turism și așa mai departe. Vreau pe scurt să vă spun că noi în fiecare an organizam o școală de ghizi, plecam cu un număr de 40-50 de persoane, înscriere școala începea prin septembrie, prin mai, iunie se termina, atunci se dădeau examene, se aduceam la această școală și profesori de geografie și juriști și tot felul de specialiști pe care elevii de la școala de ghizi să
înțeleagă ce înseamnă această activitate și care să-i îndrume să nu se întâmple să avem evenimente. În fiecare an am avut absolvenți foarte buni și cu multe rezultate. Au participat elevi, studenți, medici, profesori de toate categoriile și am fost foarte, foarte încântați. Vreau să vă spun că agenția PTT nu putea să lucreze dacă nu avea această școală de ghizi și ghizi, pentru că atunci era obligatoriu ca, spre exemplu, un grup montan de 40 să aibă cel puțin, la munte, cel puțin 2 ghizi montan. Pe lângă acești 2 ghizi montan, mai era PTT Central cu Johnny Baboș în frunte, care era șeful lor și care trimiteau alți ghizi supraveghetori care... Corpul de control. Da, care în momentul când vedea grupul, n-ai încălțări acasă, și nu permitea să ducem pentru că puteam avea evenimente. Ce vreau să vă spun, OJT-ul era concurența noastră, să spun așa, dar turiștii care se aflau cel puțin în platou cu CEG erau BTT-iști toți. Indiferent că era BTT Târgu Mureș, BTT București, pentru că, vă dați seama, și noastră numai tinerii puteau să ajungă acolo și iarna și vara în condiții foarte grele. Eu vreau să mulțumesc lui Nicu și nu numai lui Nicu, celor care au activat aici, Doru Diaconescu, mă rog, Ninel, pe mulți lipsesc, Dan Tănase, care nu e aici, nu știu, scapă numele acum. Vreau să aducem și un gând pios de celor care au dispărut dintre noi, pentru că, din nefericire, asta e viața și sita cerne. Mă bucur că s-a hotărât această întâlnire. Am înțeles că se va continua mai departe la munte. Sper să fim sănătoși. Cred că merg și eu și mi-ar face mare plăcere. Întâlniți la 50, la 60. Da, să dea Dumnezeu să ne întâlnim. Eu vă mulțumesc, vă doresc succes și oricând, dacă aveți nevoie, noi BTT-ul în continuare avem activitate, suntem tur operator, avem programe proprii, vinde și bilete de avion și excursii din toate astea, avem colaborare cu toți turul mare operator de România, suntem membri ANAT, suntem recunoscuți, suntem singura agenție BTT de țară care mai funcționează la această oră. Da, vă mulțumesc și vă doresc succes! La una din... mulțumim pe această cale lui Bazar Media, respectiv lui Jojo, pentru faptul că este aici și înregistrează, tot cu el, la inițiativa lui Geo Badea, care are o emisiune la acest post TV. Am dat câteva interviuri la Curtea Domnească, la coalele Turnului Chindiei. Am fost la momentul respectiv, o parte, să nu se cultive această idee, Nicu Costa președinte, ca să fie mai înainte. Deci, în acești 40 de ani, Clubul Chindia a fost condus de Nicu Costa ca președinte fondator, apoi de Dan Popescu, care este aici în sală și care n-a vrut să vină la pupitru, de Ileana Vocanciu și de Mihai Radu, care este actualul președinte al Asociației de Turist India. Dar noi am ajuns ghizi, fiindcă la vremea respectivă aveam niște monitori ai școlii de ghizi. Mă simt mândru că promoția 80-81, în care am făcut eu școala de ghizi a BTT-ului Dâmbovița, l-am avut monitor pe Doru Diaconescu, care este cunoscut ca și tăticul salvamontului. Au trecut ani, am încărunțit, deci poate toți tu? Aceștia pentru dragostea de munte. Deci a renunțat și director de școală și primar, ce am fost eu acolo, dar muntele e altă viață. Și pentru că în momentul când v-am întâlnit și pe voi în munte, atunci mi-am dat seama că suntem o familie. O familie care iubește muntele, iubește semenii și
După această școală de ghiz, adică și ca monitor și ca, după ce am făcut școala cu Johnny Baboș, am înființat echipa Salvamont Dâmbovița. În 82 ne-am afiliat. Au fost o parte dintre ghizii montani care au intrat în prima echipă a Salvamontului. Deci văzând că, adică în aceste școli, pe lângă să a supraviețui în munte, am învățat și să fim oameni, să respectăm până și o broască, dacă o vedem pe marginea drumului, să nu plecăm cu piciorul pe ea. Și satisfacția cea mare este că băiatul meu mi-a luat locul, eu am ieșit la pensie, ei ajut și eu cum pot, urc în fiecare weekend în munte, băieții pleacă pe traseu, la acțiuni, la unde pleacă, la patrulare, trebuie să rămână cineva acolo, măcar de o indicație tot o dau. Cât mă ține să fiu sănătos și să ne vedem la munte. Mulțumesc! Vorbim de ghizi și generațiile mai vechi. Știu că Ninel era unul din ghizii cei mai valoroși. Așa cum acum în turele noastre la munte îl invităm pe Nicușor Tudor să și anunțăm, când facem anunțarea unei expediții, ieșim săptămâna viitoare la munte și merge și Nicușor. Îl anunțăm pe Nicușor ca să vină fetele de excursie. Așa făceam în trecut cu Ninel. Ninel era cancerul femeilor. Era magnet, măi! Magnet! Aaaa, bravo! Mulțumesc, Nicușor! Așa e, așa e. Nu cred că te-am întrecut. Nici n-ai cum. E normal. Referitor la activitatea mea ca ghid, am făcut școala de ghizi în anul 1977, am terminat școala de ghizi, eram încă elev în clasa 12-a la liceu, am fost coleg cu Doru Diaconescu, l-am avut instructor, monitor pe regretatul Vali Băcanu. După ce am terminat eu școala de ghizi, la rândul meu am devenit instructor, monitor pentru generațiile care au urmat la școala de ghizi. Și pentru că a venit vorba de școala de ghizi, țin minte în februarie 77, la instruirea practică pe care am avut-o în munte, chiar puțin mai devreme mi-am adus aminte cu Doru Diaconescu, am plecat pe jos, pe zăpadă și pe vânt, de la 1400 până la Babele. Lecția practică s-a... Da, că a fost și Marius Tănase cu noi. Lecția practică s-a desfășurat la cabana Babele, cu foarte, foarte multe acțiuni practice, printre care aș enumera cățărarea, noțiuni de rapel, orientare turistică prin zăpadă de, cred că, unele locuri și 3-4 metri. Da, de nu odată m-a acoperit. Dar una dintre cele mai frumoase amintiri pe care o am din acea lecție practică de la Babele, în februarie 1977, eram împreună cu un grup de ghizi și școala de ghizi de la BTT București, un grup inimos de ghizi de la BTT București, pe lângă care am fost și eu, dar cu o foarte mică contribuție, atunci și în februarie 77 a luat naștere imnul Bucegilor, pe care cred că toată lumea de aici îl știe. Eu nu l-am uitat nici după atâția ani. Referitor la activitatea mea ca ghid, ce să vă spun, că într-adevăr, așa este, eram unul dintre cei mai solicitați ghizi, atât pentru munte, cât și pentru autocar, și în conducător de grup în excursiile din străinătate, în lagărul socialist, cum era pe vremea aceea. Hai că aveai fiile. Da, bineînțeles, bineînțeles. Și nu plecați străinătate, eu și cu tine. Valoarea, mă, valoarea. Cel mai frumos era când în tabere, eu eram student pe vremea aceea, mare parte din timpul meu îl petreceam în vacanțe, îl petreceam la munte, ca director de tabără la cabanele din
de pe Valea Ialomiței, Scropoasa, Zănoaga, Bolboș, Padina, Peștera, unde aveam grup, conduceam grupuri de copii pe care îi învățam cum se merge pe munte, mergeam cu ei în drumeții și seara cel mai frumos, cele mai frumoase jocuri de cabană ce pe care... Ce frumoase fete la tine veneau? Erau profesoarele, nu? Tovarășa, da. Tovarășa. Da, Ileana vorbește, da. Ileana vorbește, dar la vremea aia nu m-a luat ea și până la urmă am găsit o altă Ileana și m-a luat ea. Ne-ai luat-o? Nu, 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 tot ea m-a luat. Așa e. În rest, sunt unul dintre cei care, din păcate, am pus cariera pe primul plan și mai puțin muntele. Iar acum că sunt mai liber, că am ieșit la pensie, sunt pensionar, nu mai mă ajută piciorul după dublă fractură. Culmea, n-am avut probleme pe atâtea coclauri pe care am fost în toți munții noștri din România și nu numai. Și am avut probleme pe scări la Casino la Sinaia, bine că a fost totuși tot aproape de munte. Mihai! În primul rând, vă mulțumesc pentru prezența voastră astăzi aici. Vreau să vă spun că m-am încărcat și m-am încărcat de energie uitându-mă la clipurile cu oamenilor cu care am împărțit adeseori o gură de apă, o felie de pâine. Am venit la Chindia în 1995. Îmi propusesem la finele anului respectiv să devin, pentru mine era o mare onoare în acel moment să devin membru al clubului Chindia și am descoperit aici niște oameni minunați, niște oameni de vârste, profesii diferite, dar toți aveau aceeași pasiune comună, muntele, mișcarea în aer liber, niște oameni deschiși, curați, alături de care am petrecut și sper să mai petrec în continuare atâția ani. Chindia a crescut exact ca un om, ca un copac. S-a dezvoltat, s-a transformat, a excelat în fiecare moment. De la, așa cum Nicu a spus, acele școli de chis, au transformat oamenii care au devenit ulterior și mai temerari, au devenit alpiniști, au devenit speologi, ei au excelat și în viața particulară. Ușa clubului Chindia sau pragul clubului Chindia a fost călcat de foarte multe ori de oameni, așa cum am spus, profesii diferite, dar care au excelat, sunt profesori, doctori, ingineri, oameni de mare valoare pentru societatea și comunitatea noastră tăpăviștean. Chindia a excelat, aș punta doar câteva aspecte. Am participat cu toții la diferite concursuri, unde am venit cu tone de diplome, cu un mare volum de cupe și tot felul de trofee și medalii, care spun mai mult decât orice despre valoarea oamenilor pe care i-a avut și i-are în continuare clubul de turism Chindia. Chindia a excelat în domeniul alpinismului și a dat cel mai titrat alpinist în Bovițean, este vorba de colegul nostru Gio Badea, care a urcat pe cele mai mari înălțimi ale planetei. Niciunul dintre noi nu a reușit să facă ce a făcut el. Evident, nu putem să facem toți același lucru. Chindia a școlit mii de tineri în taberele pe care Ileana le-a organizat, pe care Nicu le-a supravegheat de aproape, are și mai mult timp acum că este ieșit la pensie. Relațiile noastre în acești 40 de ani au rămas, în ciuda vieții din ce în ce mai agitate și a timpului care ne presează, avem aceleași relații. Vreau să vă spun că relația mea cu domnul Tănase nu s-a transformat din momentul în care l-am cunoscut și până astăzi. Relația mea cu domnul profesor Doru Diaconescu nu s-a transformat și s-a schimbat, sau mă rog, s-a schimbat și mai bine. Relația mea cu dumneavoastră, cu oricare dintre dumneavoastră, este aceeași ca atunci când m-am cunoscut.
Chiar dacă am avut la în anumite momente divergențe de opinii, este firesc să fie așa, asta a dat o plus valoare Asociației de Turism India și ne-a făcut pe toți să ne simțim bine unii cu alții, să fim fericiți, să parcurgem munți și, de ce nu, și alte excursii în diferite colțuri ale lumii. Și aici aș punta acele expediții la care, în momentul în care s-a născut Clubul Chindia, nimeni nu îndrăznea să viseze. Asociația de Turism India a urcat un vârf de peste 1000 de metri, a urcat vârf de peste 7000 de metri, mai multe vârfuri de peste 6000 de metri și nu mai spun de mulți 4000 sau vârfuri de peste 5000 de metri. A ajuns în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Este vorba de expediția la care Elena a participat în Antarctica. Și sunt multe, multe lucruri de spus. Timpul, din păcate, este limitat și m-aș bucura să ne revedem măcar o dată pe an, atât cei mai tineri, cât și cei mai bătrâni. Suntem oameni aici de generații diferite, dar am rămas cu toții la fel de tineri ca și atunci când ne-am cunoscut.